oficial începem noul sezon 2022-2023. Deocamdată cu niște probleme administrative care vreau să vi le anunț. La ora actuală, după cum bine se știe, a început campania de reînnoire a abonamentelor. La ora aceasta avem undeva în jur de 60% reînnoiri deja făcute. În următoarea perioadă mai avem deschis pentru reînnoiri această săptămână, după programul marți după masă, miercuri dimineață, joi toată ziua, vineri toată ziua, iar vineri la ora 19 se va închide perioada de reînnoiri. Cei care nu și-au reînnoit în această perioadă își vor pierde locurile avute în anii trecuți. Facem și online. Online-ul este deschis non-stop, dar doar până în data de 15 la ora 23:59, atunci se va opri, ca să avem timp de verificări al celor care ne trimit mesajele în online. După această perioadă de reînnoiri, vom verifica ce abonamente au fost reînnoite, ce mai urmează și apoi se vor da la liber la cei care vor să-și facă abonamente pentru noul sezon. Aici, dacă aveți ceva întrebări în legătură cu aceste probleme administrative, vă ascult. Dacă nu, atunci trecem mai departe. Cum bine se știe, acest mercato este atipic, ceea ce înseamnă și ce a fost până acum, dat fiind faptul că a început înainte ca majoritatea contractelor jucătorilor să se încheie, dar clubul nostru a făcut și face în continuare eforturi logistice și financiare ca să putem semna și să aducem jucătorii pe care îi dorim la Arad. Și în acest timp care a fost, în care am adus jucători, noi vom continua pe această cale. Iar despre jucătorii care vor veni, o să-l las pe Ilie să vă povestească și să vă spună mai multe. Vă mulțumesc! În primul rând, mă bucur că vă revăd din nou și că suntem cu toții cu zâmbetul pe buze, să sperăm, că așa vom fi și de acum încolo. Este o campanie de transferuri care, din ce am observat, poate îngrijorează fanii și spectatorii noștri și suporterii noștri. Faptul că nu poate se așteptau la mult mai mult până în prezent, dar să știți că jucătorii buni, jucătorii cu calitate, este greu să-i aduci. Avem de față aici, am reușit, aveți exemplu pe Andrei. Muncim, lucrăm pentru asta, am suportul total al conducerii și nu este așa ușor, pentru că vrem să aducem jucători de calitate, vrem să aducem jucători care să intre în primul 11, bineînțeles dacă vor demonstra asta, dar cred eu că vom reuși acest lucru. Și vreau să vă asigur că vor veni, acei jucători vor veni. Până la începerea campionatului vom creona un lot și chiar un prim 11 foarte competitiv pentru a ne atinge obiectivele și tot ceea ce ne-am propus noi. Dar nu este, încă o dată mă repet, nu este ușor să transferi jucători buni. Să sperăm că în perioada imediat următoare mai prezentăm anumiți jucători pe care eu mi-i doresc și la care lucrez în acest moment și cred că va fi îmbucurător pentru toată lumea dacă vom reuși și sper că vom reuși. Dacă aveți întrebări... Trecem la Andrei sau putem să vă întrebăm ceva înainte? De exemplu, Paul Iacob v-a dezamăgit alegerea lui? Nu m-a dezamăgit Paul Iacob. Paul Iacob, poate că a fost așa, ne-am gândit la un transfer la Paul Iacob, dar în același timp sunt foarte bucuros că a venit Andrei, pentru că este un jucător care a reprezentat la Botoșani, a făcut meciuri foarte bune și ca drept dovadă de aia și s-a și transferat în străinătate și zic eu că din punctul meu de vedere va avea o lovitură mult mai mare pentru noi cu Andrei. Paul Iacob, dacă a fost pur și simplu o variantă pentru că nu
încă de Andrei nu luasem încă legătura și știți cum e, jucătorii care plec în străinătate nu mai sunt aici în prim plan și e greu să te gândești la cei care sunt plecați în străinătate, pentru că odată plecați e clar că sunt greu și greu de adus, că nici cu el nu a fost, să știți că nici cu el nu a fost ușor de adus. Plecând în străinătate se schimbă tot, mai ales din punct de vedere logistic, financiar și tot ce vreți. Și nu este ușor să-i aduci, dar mă bucur și mulțumesc conducerii că se fac eforturi foarte mari ca să aducem jucători de calitate. Ca drept dovadă, v-am spus, avem aici unul lângă noi. Ați spus că vin acei jucători, măcar ca și număr. Ca și număr. Câți mai doriți să aduceți și pe ce posturi? Mai avem nevoie la atacant central, mai avem nevoie de minim un atacant, dar eu vreau chiar doi să aducem pe lângă Cheșeru. Trebuie să creăm concurență și ca să vă faceți o idee, trebuie să avem cel puțin doi pe post. Deci ne mai trebuie poate chiar doi fundași stânga, ne mai trebuie un mijlocaș central și încercăm să vedem poate și un winger, un atacant lateral. Cam aici. La fundașii centrali am închis, la partea dreaptă am închis, adică dacă stați și analizați puțin, nu ne-ar mai trebui foarte mulți și suntem deja în discuție, adică suntem în discuții avansate, sunt oferte făcute, acceptăm în următoarele zile să ni se confirme sau nu anumite oferte, dar așa cum s-a întâmplat și s-a și scris cu Mazinga, avem și planul B. Deci acei atacanți de care spun sunt deja contactați în momentul la care vorbim, agentul și jucătorii în sine analizează oferta noastră. Păi vă dau cuvântul, îi dau cuvântul lui Andrei și vă poate răspunde la mai multe întrebări. Bună ziua, în primul rând. Deci, cu întrebări sau cum? Păi am ajuns aici, am avut o perioadă destul de grea pentru mine, în care n-am jucat și am ales asta pentru că m-am simțit dorit aici și pentru că vin să joc, că am nevoie de jocuri, iar sper să facem un sezon cât mai bun. Botoșan, erai în circuitul naționalei mici și chiar în vederile naționalei mari la unele meciuri. Ești tu unul dintre jucătorii care ai plecat afară și ai jucat puțin. Ce se întâmplă când ajungeți acolo? De ce nu vă adaptați? Sau? Sincer, n-am răspuns la întrebarea asta. Probabil schimbarea de mediu, condiții, cum suntem obișnuiți în țară, cum am fost crescuți și ce este afară. Este o diferență de condiții, de tot și e un pic mai greu decât să te adaptezi. Și pentru că ai venit la UTA, cu ce te-a convins UTA? M-a convins că mi-a oferit un plan bun pentru viitor, unde pot să mă încep să joc iar, să mă pun pe picioare și să demonstrez iar calitățile mele. Ai văzut meciuri de la echipe la televizor? Da, normal. Am urmărit Liga 1 și am văzut și meciuri de la UTA. În play-off. Crezi că UTA, după ce ai văzut jucând fosta echipă și mă gândesc că îi cunoști pe majoritatea celor care sunt acum aici, crezi că putem să intrăm în play-off? Da, am văzut că s-a jucat bine și anul trecut, au făcut un sezon destul de bun, chiar dacă probabil n-au fost în play-off, dar anul ăsta vin jucători noi, a venit un antrenor nou și orice este posibil și cred că trebuie să ne fim pozitivi în legătură cu asta. Tu ai vorbit de aceste probleme ale tale, că nu ai jucat în ultimele 6-7 luni. Crezi că, eu știu, te vei impune de la început? Sunt niște jucători care, să zic, sunt senatori de drept, în sensul în care au fost titulari, sunt mai mult timp la echipă, sau crezi că pornești de pe treaptă egal? Eu aici am venit să muncesc, să dau tot ce pot și de aici încolo va fi decizia lui mister. Eu sunt 100% și voi da tot ce pot. Ai avut multe oferte din Gantei?
Asta nu pot să vă spun ce am avut, ce nu. Au fost discuții în Liga 1, în afară, dar aici am ajuns și este alegerea mea și sunt mulțumit de ea. Luci te-a întrebat de cazul general, de ce nu se adaptează. Tu la Santa Clara te-ai simțit puțin nedreptățit sau care a fost, să zic? Nu pot să spun asta. A fost o schimbare foarte mare în ultima zi și a fost un început greu, după care așa au hotărât cei din staff de acolo și am jucat doar un meci. Ești cunoscut ca și fundaș central. Poți acoperi și alte posturi? Am mai jucat și pe alte posturi, deci dacă va fi nevoie, cu siguranță. Fața părării sau fundaș dreapta? Strategia și politica acestor transferuri este făcută în așa măsură încât noi să acoperim cu jucătorii pe care îi aduc. De asta v-am spus că nu vreau să fac un lot de 30 de jucători. Vreau să avem un lot care, jucători, de exemplu, să aducem jucători care se pliază pe mai multe posturi sau minim două posturi. Tocmai de aceea am și ales, referitor la întrebarea de mai devreme, dacă se poate impune, dacă va juca sau nu va juca, asta depinde doar de ei. Nu este un prim 11 făcut. Și jucătorii care au fost înainte, bineînțeles, care au dus greu, să zicem, aceste echipe și e clar că este un nucleu de jucători foarte bun aici. Sunt jucători pe care eu mi-am dorit și am vrut să continue și știți la ce jucători mă refer, dar în același timp plecăm de la zero cu toții. E clar că anumiți jucători poate că au un plus față de cei noi, că este și normal acest lucru, până și Andrei, faptul că nu a jucat mai puțin acolo, până se va pune la punct din toate punctele de vedere, are și el nevoie de adaptare, de integrare, are nevoie de meciuri, dar ușor, ușor este un jucător valoros care știm foarte bine exact ce spuneai și tu, a fost în atenția ambelor naționale și cam asta ne dorim noi, pentru că după cum observați, încercăm în perioada asta să aducem și jucători de calitate și jucători care se plieze pe ceea ce vreau eu, dar și în același timp să aibă și o vârstă în care de ce nu să facă pasul către națională sau, bineînțeles, să primim oferte pentru ei. Vom aduce și jucători, avem deja pe cheșerul un jucător cu experiență, avem axul central jucător cu experiență, deci trebuie cumva să îmbinăm acest lucru și vom aduce și jucători de calitate, jucători de care, în sistemele pe care eu le voi juca, să se plieze pe ceea ce vreau eu. Și de asta v-am spus că se derulează mai greu aceste transferuri, pentru că sunt jucători buni pe care mi-i doresc, dar sunt destul de greu de adus pentru că ne batem și cu alte cluburi. Și sunt cluburi potente financiar, sunt cluburi mari, care, din păcate, vor cam aceiași jucători. Nici cu el n-a fost ușor, să știți că n-a fost nici cu el ușor și pentru el am dus o luptă destul de aprigă. Am reușit până la urmă, am reușit să-l conving prin proiectul pe care l-am prezentat. Sunt genul de antrenor care, jucătorii pe care mi-i doresc, îi sun personal și stau de vorbă cu ei și le spun de ceea ce vrem noi să facem la UTA. Și unora le place, altora sunt influențați de alte sume, de agenți și așa mai departe. Deci nu putem noi să-i aducem chiar pe toți, pentru că știți cum este, totul se rezumă la negocieri, la partea financiară sau fiecare jucător are poate alte sentimente față de un club sau altul. Asta este important, că noi ușor, ușor vom aduce ceea ce avem nevoie și să sperăm că vom face cea mai bună alegere. De asta poate și durează foarte mult, pentru că sunt analizați foarte atent acei jucători, nu îi luăm de pe YouTube, de pe video sau mai știu eu ce, deci sunt jucători pe care îi analizez de ceva timp. Trebuie să văd meciuri multe cu ei, să văd dacă se pliază, dacă se integrează, dacă se adaptează ca țară și tot ce se întâmplă la noi. Nu știu dacă o reușim cu 7 din 7 sau 8 din 8 sau 5 din 5, depinde cât acum unde vrem să ne oprim, dar este important ca în proporție de 80-90% să fie bine și să nu dăm greș. Se mai întâmplă poate cu unul sau altul care se adaptează mai greu, mai târziu, dar e important ca jucătorul să aibă calitate. Pe mine asta mă interesează, de asta v-am spus, vreau un lot competitiv în care să îmbinăm experiența cu tinerețea, pentru că
echipa a arătat bine, UTA a arătat bine, eu am simțit-o și eu pe pielea mea și cu Clinceniu și cu Mediașu. Dar eu vreau cu totul altceva. Eu vreau să joc altceva, eu îmi doresc altceva și jucătorii pe care i-am oprit și jucătorii care vor veni trebuie să se plieze pe ceea ce vreau eu. Și de asta durează puțin mai mult acest lucru, aceste transferuri, să spunem. Dar cu unele poate să-ți iasă sau poate să nu-ți iasă. Noi avem și planul A și planul B pentru orice variantă. Andrei, cât a contat în alegerea ta ceea ce ai văzut în tribunele Arad? A contat destul de mult, pentru că eu am crescut la Ucluj, un club cu fani și tot timpul mi-am dorit să evoluez undeva unde fanii sunt aproape de echipă. Iar asta a influențat și asta. Va fi un meci special cu Cluj pentru tine? Pentru mine, da. Pentru domnul Poenar, ați avut discuții cu posibili investitori sau au vreun rol în aducerea anumitor jucători? Cu toții avem un rol. În ultima perioadă am vorbit doar telefonic sau prin mesaje, pentru că dânsii au problemele dânșilor și sunt și plecați. Sunt oameni de afaceri, sunt oameni care vă dați seama că la dânsii timpul înseamnă foarte mult. Discut cu dânsii în paralel, într-adevăr se implică în tot ceea ce se întâmplă, dar sunt cu domnul Mezar, cu domnul Voinea, cu Dorin, cu toții suntem angrenați în tot ceea ce vrem să facem și cu toții lucrăm la tot ceea ce eu îmi doresc pentru binele acestui club și am susținere totală din partea tuturor. N-am mai, face-to-face nu ne-am mai întâlnit ca să stăm de vorbă, dar sunt sunat, mai vorbesc, din când în când vorbesc cu ei. Asta nu înseamnă că vorbim în fiecare zi cum vorbesc cu domnul Mezar sau cu domnul Voinea. Nu împrumut al lui Albert Star la Arad. Cât de aproape? Nu știu, vom vedea. Sunt jucători pe care mi-i doresc, v-am spus. Sunt jucători care să se plieze pe ceea ce îmi doresc eu, dar vom vedea și... De obicei vorbiți cu jucătorii pe care vi-i doresc. Deși e sub contract cu Rapid, dar aici e mai... Păi, uite, vezi că ai răspuns la întrebare. Avem probleme dacă vorbim cu jucătorii sub contract. Sunt contracte că și asta este o problemă pe care trebuie să o înțelegem, că sunt jucători care termină contractele la sfârșitul lunii. Sunt jucători care termină pe 15, pe 20, sunt în funcție de cum sunt contractele făcute atât în țară cât și în străinătate. Ei încă poate mai sunt unii angrenați în anumite competiții. Și sunt poate unul sau doi jucători care sunt într-o competiție acum, pe care eu vreau să-i aduc. De asta vă spun că durează puțin mai mult, dar să sperăm că vom reuși. Vreau să vă întreb, Vlad și Gabi, sub comanda lui Ionuț Badea, erau cumva, să zic, împrumut aici de la federație. Acum ei continuă și cu federația și cu dumneavoastră, că aveți acum un mandat plin, să zic. Gabi Glăvan, analistul, el a lucrat cu mine la Mediaș, el a făcut parte din staff-ul meu. Situația de la Mediaș, pe care o știți cu toții, da, a fost până într-acolo încât eu i-am spus că dacă are ceva mai bun, e liber să poate să se ducă, pentru că nu vom mai primi niciun ban la Mediaș. Și a primit, cred că după discuția asta, la o săptămână a primit oferta de aici și i-am dat voie. Da, de ce nu? Nu mă deranjează, pentru că atâta timp cât el își face treaba aici, nu înseamnă că am nevoie de el de zi cu zi aici. Cu toate că, prin discuțiile pe care le-am avut, va sta mai mult la club decât la federație. Asta pentru că îi cer cu totul altceva, el știe foarte bine ce am eu nevoie de la el și pentru asta e clar că necesită timp mai mult să-și dea atenție mai mare echipei. A fost o problemă, am avut un singur preparator și era... Avem doi preparatori, atât pe Alex Petcu, care lucrează cu mine de la început, de la Liga a doua, este un preparator foarte bun, care se ocupă de partea fizică. Tot timpul mi-am dorit, mai ales după această pandemie, când a apărut această pandemie, mi-am dat seama că am nevoie de doi preparatori să-mi gestioneze situațiile de fizice ale jucătorilor și de atunci am văzut că ceea ce am făcut și ceea ce am gândit a mers foarte bine, în sensul că având doi preparatori, ai timp să unul din ei să se ocupe de jucătorii accidentați, jucătorii care vin cu probleme, jucătorii care au lipsă de pregătire și dacă luați puțin istoric cu echipelor pe unde am fost, nu știu dacă găsiți unul sau mai mult de doi jucători
cu probleme de accidentări. Adică am avut tot timpul că am lotul valid, exceptând COVID-ul și anumite probleme medicale care alea nu le poți controla. Vă surprinde plăcut, mă gândesc, numirea lui Lazlo Bani la conducerea? Da, da, da. Și mă bucur și pe această cale, chiar vreau să-l felicit, să-i urez multă baftă acolo, pentru că este un club mare, merge la un club mare. Mă bucur pentru el, sper să fie bine și așa cum îl știu eu, sunt sigur că va face lucruri bune, pentru că și aici, la fel, îi mulțumesc pentru că mi-a lăsat, în primul rând, mi-a lăsat și un lot bun de jucători și a făcut multe lucruri frumoase la Arad și trebuie să-i mulțumesc pe această cale și îi urez baftă. Dar meciul, când noi vom întâlni, vom vedea ce va fi. Noi avem o relație ok, eu am o relație foarte, foarte bună cu Giusi. Și dacă vreți așa ca o paranteză, în momentul când eram pe la Liga a doua cu el pe la Znagov și eu pe la Clinceni și se lupta Petrolul cu Clujul și cu celelalte echipe la promovare, aveam o discuție cu el, ne-am întâlnit și spuneam că hai să ne ocupăm puțin de ăștia și să le încurcăm socotelile. Culmea că i-am încurcat de tot și eu am promovat în acel an. Deci, continuăm, da? Lista. Ce șansă sunt să vin la Albert? Cred că ele, nu? Albert Stahl. Foarte mari. Deci, după cum vedeți, lista noastră de achiziții, și așa cum v-am spus, e mai bine să vă surprindem plăcut, zic eu, că am reușit să aducem un jucător pe care eu mi-l doream. Este un jucător pe care L-am văzut și se pliază foarte mult în principiile și în concepția mea de joc și bineînțeles că faptul că este și arădean, cred că impactul este mult mai mare și pentru el, dar mă bucur că am reușit, pentru că am nevoie de jucători de genul lui, de tipul lui, jucători de 1 contra 1, jucători de viteză, de schimbări de direcție și este exact ce vă vorbeam mai devreme, tipul de jucător pe care eu îmi doresc. N-a fost ușor să-l aducem nici pe da, împrumut, dar avem opțiune de cumpărare, deci așa că depinde doar de el dacă îl cumpărăm sau nu mai departe. Da? În același timp vreau să-l prezint și pe Maxim, pe Cristian Maxim, dar este un fundaj lateral de la Mediaș, a jucat și el în ultima perioadă acum în toate meciurile, este un copil bun, este un copil cu calitate, un copil care sigur va performa, pentru că își dorește asta și mă bucur că am reușit să-l aducem, pentru că avem nevoie și de să creștem și under.
un fundaj lateral care poate acoperi și stânga și dreapta și depinde doar de el. Sper că o să primească șansă, toți or să primească șansă, depinde doar de ei, să se integreze cât mai repede și să dea tot ce au mai bun pentru a prinde primul 11, pentru că eu nu am o problemă cu jucătorii tineri sau cu experiență. La mine vor juca cei care demonstrează și care merită, nu țin cont de vârstă. În același timp, ca să continui și să și închei, mai este vorba, acum la antrenament o să apară și Raul Șteau. Raul Șteau, pe care la fel a lucrat cu mine la Mediaș. Asta pentru că vorbeam de concurența pe posturi, trebuie să creăm concurență, dar el nu este momentan aici, pentru că avem un acord ca el să se antreneze cu noi deocamdată, că știți situația Mediașului și până nu rezolvăm cu acest acord, deocamdată nu putem să-l prezentăm oficial. Dar avem acordul de a se antrena cu noi în această perioadă până rezolvăm problemele astea contractuale. Da. Aceeași poziție, sunt jucători care și Șteau poate să joace și optar, poate să joace și zecar, poate să joace și bandă, de asta v-am spus, sunt jucători care se pliază pe mai multe posturi, ca și Albert, care poate să joace zecar, poate să joace optar, poate să joace șeptar, unșpar, ambele poziții, deci ambele zone. Așa că ușor, ușor, da, vedeți că începem să închidem lista transferurilor, dar mai avem. Nu dormim noaptea, pentru că trebuie să facem în așa fel încât să facem un lot competitiv, un lot bun. Adică dacă, după cum observați, ați văzut poate și emoțiile lui Andrei, în primul rând mă interesează să am jucători de caracter. Jucători care să-și dorească, să, în primul rând, să înțeleagă ce înseamnă Aradu, să înțeleagă ce înseamnă UTA, să înțeleagă ce înseamnă clubul UTA și să înțeleagă că aici nu este doar o trecere, aici trebuie să vină să facă performanță. Cei care sunt aici și vor veni aici, trebuie să dea tot la fiecare meci, începând de la meciurile amicale până la meciurile oficiale, să răspundă 100% la fiecare antrenament și meci. Cumva. E pe listă și Carnat? Acum a fost și disponibilizat. E pe această listă și Carnat? Nu. Nu, Carnat nu. Carnat nu este pe această listă. În momentul în care vrei să faci un lot bun sau vrei să aduci jucători de calitate, începi, nu trebuie să te axezi doar pe un singur jucător. E clar. Trebuie să ai mai multe variante. De Albert a fost prima mea opțiune, doar că știam că el este sub contract și că va fi foarte greu să-l transferăm. Până la urmă am insistat, am discutat și am găsit înțelegere la Rapid și să ni-l dea sub formă de împrumut. După cum vedeți că nici Rapid nu se debaratează ușor de Ștal, pentru că totuși au dat o sumă de bani pe el și nu este chiar așa ușor de renunțat la un jucător ca el. Și de asta vă spun că ținta mea a fost el, dar era clar că trebuie să-mi iau și anumite măsuri în cazul în care cu el nu reușeam. Și de asta am și... Dar am mers, m-am bătut până la final și domnul Mezar a rezolvat în mare parte acest transfer, să știți. Și bineînțeles cu agentul lui. De mic copil era una din feblețile domnului Mezar. Chiar a contat cel mai mult, bănuiesc. Nu, nu are nicio legătură, că aici nu venim, nu aducem jucători pe simpatii sau nu gândim cu inima, să știți. Eu, cel puțin, eu nu gândesc cu inima. Am, cum să zic, încredere totală și eu sunt cel care decid în totalitate. Mi se propun jucători, discutăm de anumiti jucători, dar decizia finală o iau eu, pentru că e clar că eu răspund de tot ce se întâmplă, eu răspund de rezultate în primul rând, eu îmi asum acei jucători. Și de asta dânsul nu a insistat, nu a insistat, mi-a spus într-adevăr că este un copil al dânsului, dar n-a avut nicio legătură. Important este că eu mi l-am dorit și în momentul în care i-am spus dânsului că mi l-aș dori pe Albert, s-a bucurat. Era normal să se bucure și bineînțeles că și dânsul a făcut eforturi ca să-l aducem. Albert, eu vezi împlinit faptul că o să joci în sfârșit pentru UTA în Liga 1? Da, cum am crescut la Arad,
am fost de mic copil, aici am familia, am fost și în familia UTEI și am jucat în Liga a doua și este un pas mare pentru un arădean să aibă ocazia să joace pentru UTA în Liga 1. Cum te întorci la Arad cu experiențe de 2 ani la Astra, la Rapid? Da, mă întorc fericit acasă, pot să spun, pentru că aici am familia. Când am plecat prima oară de la UTA, mi-am lăsat familia, am plecat singur la Ploiești și pot să zic că am venit cu forțe noi, încrezător și trebuie să arăt că am venit să ajut echipa și să îndeplinim obiectivele pe care le avem anul acesta. Mi-ai sunat că Rapid a făcut o declarație foarte, să zic așa, spumoasă la adresa fanilor, la adresa echipei. E puțin, să zic așa, greu acum, perspectivă că revii acasă și poate unii suporteri. Da, știu ce declarație. Am spus că pentru orice jucător e un vis să joace cu așa suporteri. Eu consider că orice jucător profesionist care joacă fotbal vrea să joace la o echipă unde sunt suporteri mulți care își încurajează echipa. Am jucat și la Astra, unde nu prea veneau suporteri. La UTA, într-adevăr, înainte de Astra, am văzut ce înseamnă galerie, ce înseamnă atmosferă. Din nou, o spun, eu sunt arădean, am venit acasă, cunosc galeria, cunosc toată emulația asta din jurul echipei și știu că oamenii vor calitate, vor rezultate și pentru asta am venit. Deci nu o să va lipsi atmosfera din tribună pe care ai avut-o? Păi cum să lipsească dacă și aici este una dintre cele mai bune atmosfere din țară? Cât mai ai contract cu Rapid? A trebuit să semnezi acum când ai semnat o prelungire sau aveai, nu știu, 3 ani? Nu, am semnat. Am semnat, am venit la Arad, am semnat cu UTA și asta este. Bun, așa, din ce ai văzut și anul trecut și ce lot este până acum la UTA, care crezi că vor fi ambițiile voastre? Da, am jucat de multe ori împotriva UTEI și la Astra. Ambițiile UTEI trebuie să fie mereu să jucăm la victorie orice meci și nu să jucăm doar așa, să jucăm frumos, să avem calitate, să venim cu ocazii, să ținem de minge. Depinde de noi acum să ne pregătim bine și să putem să impunem aceste lucruri la fiecare meci. Crezi că vei putea să-i furi locul lui David Miculescu? Sunteți două dintre cele mai talentate produse ale fotbalului, bine, arădean. Acum Miculescu e din Timișoara, dar e crescut aici. Va fi un duel interesant între voi, cred. Da, nu știu dacă am venit să-i fur postul. Trebuie să ne antrenăm, să tragem fiecare de el și poate o să jucăm împreună în teren. Poate asta va fi și mai frumos. Asta nu te aștept. Sunt zic eu. Bine v-am găsit. Ai deja o minimă experiență în Liga 1? Da, am jucat 11 meciuri. Și sper să joc aici mai multe. Și să câștigi primele... Nu, ai câștigat cu Clinceni. Da, ai câștigat. Cu ce gânduri lăut? Păi mă bucur foarte mult că am ajuns la această echipă de tradiție și cu gândul la performanță și să cresc. Fiindcă vorbeam de concurența pe posturi, o să ai mult de lucru în concurența cu Vukcevici. Tocmai ce-a dat golul împotriva echipei naționale. Da, m-am uitat la meci. Foarte bine. Trebuie să fie concurență și chiar dacă sunt tânăr, trebuie să demonstrez. Nu contează vârsta. Și în afară de poziția de fundaș dreapta, unde mai joci de obicei? Eu mai joc fundaș stânga. Am jucat, cred că am început titular mai mult fundaș stânga, acum la Gazmetan, în ultima perioadă. Chiar dacă piciorul e opus, da, unde ești pus, acolo trebuie să joci. Ai văzut atmosfera de la Arad? Chiar pielea ta ai simțit-o la meciul cu Gazmetan? Cum ți se pare? Da, păi mi s-a făcut pielea de găină. N-am mai întâlnit așa ceva și chiar am rămas impresionat. Sper să ne susțină în continuare oamenii și să vină la stadion și să-i facem mândri. Spuneam asta mai devreme,
dorește doi fundați stânga. Crezi că îl vei convinge să mai transfere numai unul în perioada asta de pregătire? Păi sper să confirm că pot să se bazeze pe mine oricând, cei de la echipă. De ce crezi că, bine, îl alege și pe Raul, dar au fost câțiva jucători talentați și sunt câțiva jucători talentați de la Medeș. De ce crezi că te-a ales pe tine în primul rând? Pentru că tu deja se știe despre tine că ești la UTA de mult. Eu cred că face parte despre atitudinea mea de la antrenamente. Mereu mi-am dorit să joc fotbal și dau totul la antrenamente. Și chiar e visul meu să ajung sus. Fără să se supere colegii mei, dar am fost și serios, da? Este un copil foarte serios, un copil foarte implicat în tot ceea ce face, prinde foarte repede. E un copil inteligent, care prinde foarte repede tot ceea ce îi transmit și ce îi trasez. Și tocmai de aceea mi-am dorit să-l aduc aici, pentru că el, în perioada în care am ajuns eu acolo, nu știu dacă s-a antrenat de două ori cu mine, dar văzându-l pe urmă la under 19, mi-am dat seama că e un copil care are un viitor frumos. Acest viitor și-l poate face el singur și depinde doar de el. Dacă el în perioada următoare face ceea ce trebuie și bineînțeles trebuie să înțeleagă că Mediașul, da, UTA nu este Mediaș, este cu totul altceva, îl obligă acest lucru și sunt sigur că are capacitatea de a trece peste tot, peste emoții și peste concurența, bineînțeles că este benefică pentru oricine, dar așa cum îl știu eu și cum îl cunosc atât de bine, are forța de a trece și stă, și din punct de vedere mental el stă foarte bine și este un jucător care să ne ajute Dumnezeu ca oricare dintre ei să fie sănătoși, în primul rând, că ăsta este cel mai important, și o să vedeți că vom avea o concurență bună și atunci când vor intra, zic eu că vor face o figură foarte frumoasă și, bineînțeles, să rămână în echipă, că ăsta este și obiectivul lor, să prindă un post de titular. Au fost câțiva dintre colegii tăi de la Gazmetan care, după anumite înfrângeri, mai ales cea cu Rapid, au spus că au căzut moral sau pe tine te-a ambiționat tot ce ai trăit în aceste 11 meciuri de Liga 1? Da, m-a ambiționat. Nu am fost demoralizat, am fost supărat pentru diferența mare de scor, dar eu cred că m-a ajutat și ne-a ajutat pe toți într-un final. Albert, transferul tău la Arad vine chiar ca o replică la ceea ce a spus Marcel Educan, că nu jucai la Arad și voiai să joci în Germania. Acum poți să demonstrezi că joci la Arad. Da, până la urmă, ăsta trebuie să fie răspunsul unui fotbalist, să răspunzi pe teren, la antrenament ție să-ți răspunzi prima oară, pentru că de la antrenament pornește totul, să te antrenezi bine, iar apoi în teren să intri, să faci ceea ce poți, să dai totul și se vor vedea rezultatele după. E o surpriză pentru tine faptul că din acea generație care ați fost câștigător de cupe, nu campionii României, tu e singurul care mai joci. Da, am fost o generație foarte talentată. Mai sunt jucători care suntem prin Liga 1, prin ligile inferioare. Dar, da, consider că erau mai mulți copii talentați, dar acesta e fotbalul. Poți să fii talentat și poate nu muncești și nu ajungi. Vrei să convingi pe UTA să dea din nou bani pe tine la finalul sezonului? Da, doar prin evoluțiile mele pot să convin și vedem ce va fi la sfârșitul anului. Acum pun eu o întrebare pentru care o să fiu acuzat de suporteri. Acum te întreb prin prisma faptului că Rapid e clar că are un buget mai mare decât UTA. E un mic pas înapoi pentru tine? Prin prisma bugetului te întreb, nu altceva. Nu trebuie să gândim așa. Trebuie, dacă vii la o echipă, prima oară trebuie să te gândești că joci, eu sunt tânăr, trebuie să joc, să adun minute, să demonstrez ceea ce pot și după aia vin aceste lucruri, după ce demonstrezi. Trebuie și nu să... cred că bugetul îți garantează performanță. Da. Sunt în exemplu. Da, că nu sunt de vedere la ceva. Cred că nu are nicio idee.
jucătorii pe care vi mai doriți, cam cât sunt străini, dacă Cașinii rămâne o variantă, și ce șanse sunt să fie lotul complet până la cantonament? Nu depinde în totalitate de mine, depinde de ei, de acești jucători. Străini, vom vedea, pot fi încă 2, 3 străini, pot fi și români, la fel de bine încă 2 sau chiar 3, depinde, v-am spus. Nu putem să vorbim de nume, nu putem să vorbim, nu știu să vă spun date. De asta v-am spus că durează foarte mult. Acești jucători de care vorbim au și alte contacte, au și alte oferte. Ei stau pun în balanță și analizează și de asta vă spun că aici este puterea de convingere a mea și a tot ceea ce se întâmplă aici și aceste emulații. Vă dați seama că nu-mi este ușor să-i conving, dar zic eu că sunt pe un drum bun în momentul de față și cu unul, doi dintre ei suntem foarte, foarte avansați. Dar, v-am spus, ei încă sunt sub contract și așteptăm să vedem ce se întâmplă în perioada imediat următoare. Nu știu dacă, dar ceea ce îmi doresc eu este clar că mi-aș dori să plec din punct de vedere al lotului în cantonament să fie închis, pe data de 20 să avem tot lotul în întregime, dar există și varianta să undeva pe o poziție să mai așteptăm unul sau doi jucători în cantonament. Nu este o problemă, asta nu este o problemă, pentru că vor, de asta avem și doi preparatori, vor recupera și nu va fi o problemă. Important este să vină, asta este cel mai important. Dacă reușim să-i aducem, sunt jucători buni care ne vor ajuta. Și doi ivorieni, este ceva adevărat de interesul UTEI pentru doi ivorieni? Deocamdată nu știu să vă spun detalii despre cei doi. Nu am discutat, aseară am ajuns și eu la Arad, nu mi s-a transmis, ne-am canalizat toată atenția către echipa mare și toate transferurile pe care le avem de făcut și acum, începând de astăzi, o să gestionăm și tot ce înseamnă partea asta de ivorien, de academie și tot ceea ce ne dorim să facem în viitor. Pentru că trebuie să dăm atenție și academiei, dar acum trebuie să ne axăm puțin pe echipa mare, să rezolvăm problemele de la echipa mare, de lotul de jucători, de transferuri și după care să ne îndreptăm atenția către academie și să... Am avut deja discuții cu Cristi, cu Păcurar. Am discutat de anumiti jucători de la academie și vom vedea în zilele următoare, când ne vom și întâlni, să stăm la... să discutăm despre tot ceea ce urmează, pașii pe care trebuie să-i facem și la academie. Mulțumim. Da, scuze. Pentru domnul Păinaru, care sunt jucătorii care nu sunt prezenți la reunire și când vor veni? Marco, știți foarte bine că mai are un meci de disputat. Erjun joacă în această seară. Sunt obosiți, e clar că ei n-au avut o vacanță. Marco a avut undeva la 8 zile de vacanță. Erjun a avut câteva zile, mai puțin de 8 zile, am discutat și am convenit să le dau săptămâna asta ei să rămână, că vă dați seama, pleacă azi, mâine se îndreaptă, abia miercuri cred că ajung pe la casele lor, și să rămână și ei săptămâna asta, toată săptămâna vor rămâne acasă, vor rămâne în vacanță. Erjun va veni sâmbătă, va ajunge sâmbătă aici la Arad, va face juncțiunea cu echipa, iar Marco va veni, ori va veni duminică la Arad, ori va veni luni direct în cantonament. Cheșelul va fi la antrenament după amiază. Deci a rezolvat problema cu Cheșelul. A primit acceptul să facă antrenament și mâine Cheșelul, după antrenamentul din această seară, va merge la București să încheie tot ce are de încheiat cu FCSB-ul, după care posibil mâine, nu știu dacă va ajunge în funcție și de biletul de avion și în funcție de cum rezolvă acolo, dar de miercuri Cheșelul intră în linie de dreaptă și nu mai e nicio problemă. Și o ultimă întrebare, la Albert am aflat, ne puteți spune durata contractelor pentru ceilalți doi jucători pe care ne-ați prezentat astăzi, Kindri și Maxim, pe ce perioadă sunt semnați? 2 ani. 2 ani. Cu opțiune de prelungire și pentru al treilea. David și Isaac sunt aici, sunt la antrenament, au avut vacanță înainte de lot, au fost plecați în vacanță, le ajunge, sunt tineri, așa că ei n-au nevoie de prea multă vacanță. Îi vom gestiona altfel pe ei la antrenamente. Ok? Mulțumim, o zi frumoasă și să ne...